înceapă ziua. Umplem acest vlog cu informație de maxim interes pentru țara, partea și popor. Mergem la cantină să nu cea de mâncare pentru că doamna Simona este liberă săptămâna asta. Și mergem să nu cea de mâncare. Știu că este foarte interesant pentru voi acest lucru, dar trebuie să umplu cumva vlogul. Cu noi. Cu ei. Și cu el. Protestatarule. Așteptat persoană ilegal pe aici. Vezi că te-am pe cameră. Later. Salut. Este 8 ceasul. Și merg undeva unde nu o să vă vină să credeți. Asta seara cred că dau skip la protest. Îmi pare rău, dar mergem să vedem 50 Shades of Grey. Suntem îmbrăcați sumar amândoi pentru că ne așteaptă o mașină. E ceva cu ștaif, așa, e pe stilul ăla alu... Cum îl chema Grey? Cum îl chema pe el? Eu n-am văzut prima parte, așa că am la partea a doua. Cum îl chema, mă, frate? Christopher Christian Grey? Christian Grey? Whatever. Da, cocktailul ăsta a început pe la 7, până la 8:30. Vă dau un sfat, când veniți la film, luați-vă șervețele și pentru acasă. Așa am făcut. În premieră o să dăm cadou această carte. În comentarii trebuie să ne lăsați ce să ne lase. Motive cum de bate femeia în pat? Nu. E 50 Shades. Pare violență, ne știu. 50 Shades Darker. Darker. Lăsați-ne în comentarii. Nu știu, lăsați-ne un comentariu. Lăsați-ne comentarii. Ne hotărâm, revenim cu detalii. Știu. Deci, lăsați-ne în comentarii ce ați face lui Dragnea inspirați de 50 Shades of Grey. Da? Deci cu lux de amănunte. Cel mai creativ comentariu va primi această carte. Începem. Revenim cu detalii. One eternity later. Gata. Haide să haidem. Da, veni mașina. Ca să concluzionăm puțin, filmul este o telenovelă. Un soi de film erotic pentru femei. Da, dar doar nu te duci cu super așteptări la un film de genul ăsta. E ca și cum ai spune că te duci, vrei, te uiți la o telenovelă și ai super așteptări. E un film ușor de... Cuiva i-a plăcut filmul? Nu am zis că mi-a plăcut, nici măcar n-am văzut prima parte, dar ideea e că... Adică nu trebuie să știi prima parte ca să... Păi nu, n-au nicio legătură, dar ideea e că... Na, e un film mașinile ușor de văzut în timpul săptămânii, mașinile mișto, hainele mișto... N-ai filmat asta, nu? Ba da.